Bună ziua, dragii mei. Sunt Sorina Stoian și în cadrul unității de învățare Cercul, vom vorbi despre teoreme referitoare la arce și coarde. Pe parcursul acestui material video, vom trata o A3 a treia teoremă referitoare la arcele și coardele unui cerc. Vom descoperi această teoremă plecând de la o problemă cu caracter practic aplicativ. Problema spune că Aleile MN și AB ale unui rond de flori sunt perpendiculare, punctul lor de intersecție fiind E. Știind că punctele M și N sunt diametral opuse și că lungimea coardei AB este egală cu 10 metri, calculați lungimea segmentului AE. Iar la punctul B, ni se cere să determinăm măsura arcului AM știind că măsura unghiului ANB este egală cu 40 de grade. Pentru a rezolva această problemă, vom ilustra desenul corespunzător textului. Așadar, desenăm rondul de flori, diametrul MN, deoarece ni se spune că M și N sunt diametral opuse, și coarda AB. Pentru a calcula lungimea segmentului AE, vom proceda astfel. Vom trasa razele. OA. Notăm cu O centru rondului și respectiv raza OB și vom obține astfel triunghiul isoscel AOB, în care știm că OE este perpendicular pe AB. Da, dar înălțimea într-un triunghi isoscel este și mediană, așadar E este mijlocul segmentului AB. Așadar, Vom scrie că OA este egal cu OB și este egal cu raza cercului, așadar triunghiul AOB este Isoscel. Cunoaștem din ipoteză că MN e perpendicular pe AB, așadar și OE este perpendicular pe AB. Din cele două rezultă faptul că OE este și mediană, da? Deci OE este și mediană. Așadar, E este mijlocul segmentului AB. Deci AE este egal cu EB și este egal cu jumătate din AB, adică cu 5 metri. Așadar, diametrul este perpendicular pe coardă, punctul de intersecție, picând la mijlocul coardei. Deci, diametrul este perpendicular pe mijlocul coardei, într-un cerc. Și astfel, am calculat lungimea segmentului AE și am terminat sub punctul A al problemei. La sub punctul B, ni se cere să calculăm măsura arcului AM. Bun, pentru acest lucru. Trasăm coardele AN și NB, formându-se astfel triunghiul ANB. Însă, noi știm că NE este perpendicular pe AB și conform punctului A știm că E este mijlocul lui AB. Așadar, NE este și înălțime și mediană, deci triunghiul ANB este isoscel. Așadar, NE este și bisectoare. Deci, unghiurile ANE și NB vor fi congruente, însă unghiul cu vârful pe cerc este jumătate din arcul pe care îl subîntinde. Deci, vom scrie faptul că unghiul ANE este congruent cu unghiul BNE. Deci rezultă că și arcurile pe care le subîntinde, adică arcul AM și MB, vor fi congruente. Ele vor fi egale cu jumătate din măsura unghiului ANM, de exemplu. Unghiul ANM este jumătate din arce, deci arcele sunt dublul unghiului ANM. Scuze, am spus pe dos. Așadar, va fi egal cu 40 de grade, deoarece ANM este jumătate din ANB. Da? Unghiul ANM este egal cu jumătate din ANB, adică 20 de grade. Și astfel am aflat și măsura arcului AM. Teorema care este la baza rezolvării acestei probleme este următoarea. Într-un cerc dacă un diametru este perpendicular pe o coardă, atunci el trece prin mijlocul coardei și determină pe fiecare din arcele subîntinse de această coardă arce congruente. Așadar, pe desenul alăturat, AE e congruent cu EB, arcul AM congruent cu arcul MB, arcul AN congruent cu arcul BN. Evident, are loc și teorema reciprocă și anume, dacă un diametru trece prin mijlocul coardei, atunci el este perpendicular pe coardă. Sau, dacă într-un cerc diametrul trece prin mijlocul unui arc, atunci el este perpendicular pe coarda care subîntinde arcul respectiv. Aceasta a fost a treia teoremă referitoare la arce și coarde. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc numai bine, la revedere!